cine am urlat asta? Vlad! Nu, dacă primul era oprit, da. Și al doilea venea înspre asta, da. Văzându-l că vrea să semnalizeze ceva, s-a dus pe axa drumului, spre centrul drumului, corect, nu? Pe banda a doua. Da, pe banda a doua, nu? Okay. Celălalt, numai când a plecat, imediat s-a întors. Practic a făcut, vrea să facă 180 de grade din punctul meu de vedere. Impactul cam unde a avut loc? Unde a plecat tu că a avut loc? Pe aici, undeva. Pe unde? De aici până acolo s-au dus târși. Pe aici, pe aici. Da, să zic că din punctul meu de vedere, durerea s-a întoarce. Eu așa cred. Acum, nu știu ce să zic, poate greșesc, dar nu cred. Abia spun, nu mai spun că l-am văzut mort, numai mai. Cazacu, vreau cretă. Cretă și cifrele. Care putere a pucnit? Au dat. Ăla cu Dacia, pe ce fiatul sau invers? Ăsta de aici. Ăsta de aici, nu? Data de 31 ianuarie 2018. În jurul orelor 12, pe drumul național 2-85, în afara localității Horea, a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unui conducător auto și vătămarea corporală a altor două persoane, pasagerul unui autoturism și conducătorul unui alt autoturism. Conducătorul unui autoturism a fost testat cu aparatul autoturism, rezultatul fiind negativ, efectuând cercetări pentru a stabili cu exactitate cauze și condițiile în care a avut loc accidentul rutier. Comisarul cunoscă Iulian, pe jenanță. Dar în primele cercetări așa la fața lucrurilor, eu v-ați putut face o idee cum s-a întâmplat? S-ar părea că este vorba despre o întoarcere neregulamentară. S-ar părea. Pentru ce ați fost solicitați astăzi? Astăzi, în jurul orelor 11:39, detașamentul de pompieri român a fost solicitat în Sistemul Național Unic pentru Apelul de Urgență 112, ca urmare a un accident rutier produs pe drumul european 85, ne-am deplasat la locul intervenției cu auto special de stingere cu apă și spumă și auto specială pentru descarcerea grele, iar în momentul selectului intervenției s-a constatat că într-adevăr s-a produs o coliziune între două autoturisme, iar în urma coliziunii a rezultat un număr de 3 victime, dintre care două încarcerate. S-a acționat pentru descarcerarea acestora. Din păcate, pentru una dintre victime, medicul din cadrul SAJ a trebuit să declare decesul. Celelalte două victime două ambulanțe de cadrul SAJ la spitalul, la centrul de primă urgență al municipiului Roman.